Start reușit de această dată. Da, este un start bun. Rona în frunte. Premiul de închidere, Fortuna Gold, așadar 2700 de lei fond total de premiere. 1215 lei va lua tropașul care trece primul linia de sosire. Plicat bine, Rona, acolo să vedem cât o ține benzina. Are 1, și Rona o 2, cursă 3. câștigată chiar în 8 noiembrie, cu un 1-2-6-5. Dacă nu dă vreun galop, merge chiar foarte bine. Da, se iese din prima turnantă 1-2-3-5-4, cred că este acolo. Rona în frunte, Rona condusă de Costache Marian. Pe poziția a doua, Priya CD. Și din spate a venit uh, Saia Best. Și general de brid, de asemenea, calul cu numărul 5 uh, ajunge în poziția 4 a patra. Da, și îl depășește pe, uh, o depășește pe Dona Pilar. 1, 2, 6, 5, 4 este ordinea acest moment la ieșirea din cea de-a doua turnantă și numărul 6, Saia atacă poziția a doua și pe Priasi din același timp și cred că o și va Numărul 5, cred că a galopat. a galopat. Reușește să așeze. Da, dar a pierdut timp. Da, da, da. Era chiar în momentul în care... Iată, pria se face pe... cu brio față atacului lui Saia dar totuși Saia a păstat accelerația și trece de Pria și se așează pe poziția a doua și atacă poziția a întâi chiar. Nu, poziția a doua este Dona Pilar, uh. numărul 4. Cred eu, rămâne de văzut, dacă este 4 sau 6. Uh. 6, 5, 2. Revine Marciu după acel galop, iată că ajunge, ajunge din nou în lupta pentru primul loc, dar este numărul 6. Saia Best se așează în frunte, numărul 5 vine pe exterior cu gener, adică General de și atacă poziția frântașă. Ordinea la ieșirea din ultima turnantă este 5, Foarte 6, bine a 6, 5, acolo. 1. 6, 5, 1 și cred că este 2 acolo, da? Iată trecea prin fața tribunei oficiale și apropierea de finish. 6, 5. Ce sosire, ce sosire, mare. ce sosire. Iată Maciu Să apropie foarte tare și vom vedea imediat. Și câștigă. 5, 6, 2 și 1 este ordinea. 5. General de Bri, locul 1 pentru un adevărat premiu de închidere din punct de vedere al sosirii. Cred că este una dintre cele mai frumoase sosiri din, din acest sezon. 6, 2, 1 și 8. Iată așadar sosirea. Frumoasă sosire. Marciu cu general de briată când puternic poziția lui Seabest și câștigând această, acest premiu de închidere. Și ne pregătim de cele două alergări de calop. 12 și 10 vom avea premiul Jockey Club Alexandru Plagino, respectiv 12-40 premiul Ecoelectric.